Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei. Mulțumim, doamnelor și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi, Agenda Zilei. Ne aflăm în comuna Drăguțești, ziua vârstnicilor, sărbătorită ca în fiecare an de autoritățile locale. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua și, în primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți prezenți astăzi. De fapt, vreau să vă spun că este ziua părinților noștri, ziua bunicilor noștri și, după cum se vede, sunt într-un număr foarte mare. Sunt atât de bucuros că îi văd aici prezenți și îi văd așa de fericiți. După un an de zile, oamenii din comuna Drăguțești se întâlnesc și cred că vin pentru socializare, vin să se vadă. Atâta bucurie n-am văzut de foarte mult timp. Ne-au încărcat de energie și, de fapt, asta este comuna Drăguțești. Ei sunt oamenii care au clădit comuna noastră și trebuie să le purtăm tot respectul. Merită tot respectul din partea noastră, sunt oamenii care au pus umărul să construim comuna Drăguțești și le mulțumesc pentru prezența lor. Poate nu s-au mai întâlnit de mult timp? Au un an de zile de când nu s-au întâlnit unele persoane și chiar mi-au mulțumit pentru că am organizat acest eveniment. Ce le-ați pregătit astăzi? Astăzi avem o tombolă. Vreau să participe toți și o să participe toți la tombolă. Este o surpriză. Am adus copiii care sunt viitorul nostru, soliștii de azi și de mâine. Avem toți piticii noștri care au fost la Școala Populară de Artă și sunt și o să-i încânte pe bunicilor cu melodiile aduse de acasă. Am înțeles, cam câți pensionari aveți astăzi aici? În momentul de față suntem aproape de 850 de pensionari. Vreau să le spun că cei care nu s-au putut deplasa să vină la această întâlnire, le-am trimis pachetele acasă. Din respect pentru dânsii și din păcate, mai sunt și oameni cu probleme care nu se pot deplasa. Ce v-au spus cei mai mulți dintre ei? Sunt foarte multe cuvinte de laudă și sunt foarte multe cuvinte de bine. Sunt încântați. Puteți să-i vedeți, puteți să-i întrebați cum se simt. La un interviu. Sunt la ziua vârstnicilor, astăzi aici la Drăguțești, la mulți ani. Mulțumesc și dumneavoastră, la fel. Sunt... am vârsta de 65 de ani și suntem invitați la vârsta de 65 bărbați și 62 femei, am înțeles. Cum vi se pare evenimentul? Mi se pare extrem de bun și cred că merităm și noi, ca locatari ai acestei comune, din partea primăriei, o asemenea masă festivă. La mulți ani, multă sănătate, spuneți! Ce să vă zic? Sănătate și dumneavoastră și întregii conduceri ai comunei Drăguțești. La mulți ani, sănătate! Deocamdată abia am ajuns, în fiecare an a fost frumos, a fost bine. Ați mai fost și în alți ani? Da, a mai fost 2 ani, except în pandemia, că a fost pauză și m-am venit și anul ăsta. Autoritățile locale din Drăguțești se gândesc la dumneavoastră, organizează acest eveniment în fiecare an. Aveți posibilitatea să vă întâlniți cu celelalte persoane din comuna Drăguțești? Păi da, ne întâlnim. Nu știu cum mai așteptăm vecinii ca să fim împreună. Să mergeți împreună. Da. E frumos, nu? Că ne mai întâlnim, ne mai vedem unii pe alții. Domnul primar a mai făcut multe pentru comună, ne-am bucurat, a reușit să asfalteze, să aducă apă. Acum văd că încearcă să aducă și gaze, dar cam greu, merge încet. N-a ajuns chiar peste tot. În timp, poate crește nivelul nostru de trai. E foarte frumos să se gândește la cei în vârstă și... Nu, e un gest frumos. Sunteți mulțumit de autoritățile locale? Da. Mulțumiți, da. Se face cât se poate. La mulți ani, Doamne ajută să fii sănătoși. Mulțumim mult. Ce părere aveți de organizarea acestui eveniment? Iată că autoritățile locale din Drăguțești se gândesc la vârstnici.
Da, într-adevăr, chiar au grijă de vârtici. Așa, eu sunt liderul pensionarilor pe comuna Drăguțești. Și mă împac foarte bine cu domnul primar. Ne ajutăm, îl ajutăm cu ce putem, dar e un om deosebit. E al patrulea an care vin consecutiv aici cu ai mei pensionari și să simt foarte bine toți așa. Și în general e foarte bine. Foarte bine. Dacă încântați eu de aici. Categoric. Au și motive să plece încântați. Și primarul le-a făcut destule. A băgat gaze, a băgat apă, le-a canalizare, tot ce trebuie pentru a trăi în mod civilizat. Iată că s-au făcut foarte multe investiții. Foarte multe. Eu stau în Iași și Iași e complet. Canalizare, gaze, apă, tot ce trebuie. Curat. Noaptea zici că ești în oraș, lumini. Ce mai? E foarte, foarte bine ce să mai. Da, doamnește să fiți sănătos. Și dumneavoastră. Să rămână la mulți ani. La mulți ani, în primul rând. Mulțumim frumos. Ce părere aveți de organizarea acestui eveniment? Cum vi se pare? În fiecare an autoritățile locale din Drăguțești se gândesc la vârstnici. Este o inițiativă foarte bună. Noi pensionarii avem nevoie de așa ceva. Este ceva corect în comună. Mulțumim organizatorilor care s-au gândit la pensionari. Iar distracția este întoi. Mulțumim frumos, o zi bună, să fiți sănătoși. Mulțumim domnului primar pentru grija care o poartă pensionarilor. Mulțumim foarte mult. Ce părere aveți de organizarea acestui eveniment? Văd că aveți în mână invitația pentru a participa. Abia am așteptat să fie frumos. Da? Să ne distrăm și noi. Că merităm să mai fie și o distracție. Abia ați așteptat să veniți astăzi. Nu că abia am așteptat, dar e o bucurie frumoasă pentru pensionari, o zi în an, să merită. Ce să facem? După atâta amar de muncă, pensie nu-i prea mare. Probleme de sănătate sunt convinsă că sunt. Sunt din calea afară. Dar ce să facem? Trecem peste ele și venim să ne mai... să uităm de tot ce este rău și să luăm cu ce este bine. Încercăm. Acum... La mulți ani. Sala este plină de tineri, vă mulțumesc că sunteți prezenți. În primul rând vreau să mulțumesc Consiliul Local care a votat zilele vârstnicilor. Mulțumesc că angajaților primăriei și să vă dea Dumnezeu multă sănătate. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, să fiți prezenți și la anul, să fiți la fel de voioși și la fel de plini de energie. Cu respect, să rămâneți și să trăiți din nou. Și primăria Drăguțești. Avem câte un mic cadou pentru toți vârstnicii.
bunicii noștri care au plinit frumoasa vârstă de 50 de ani de la căsătorie și haide să-i aplaudăm în continuare pentru că merită! Vreau să-i aplaudăm și să le spunem la mulți ani familia Eremia. Familia Modruiu, vă rugăm să vă dea Dumnezeu multă sănătate, să rămână la doamnă, să ne întâlnim mulți ani de acolo. O mică atenție din partea Consiliului Local și al Primăriei Drăguțești. Să vă dea Dumnezeu mulți ani fericiți de acolo. Și mulțumim domnului director pentru tot ceea ce a făcut pentru școala noastră. Cu respect. Domnul Dan, familia Neamțu. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate. Numai bine. Un buchet de flori pentru doamna. Și să ne întâlnim și la anul cu bine. La Marinică Greere. Mulți ani de acum încolo, un buchet pentru doamna. Domnul Vasiloiu. Să nu uite și o mică atenție din partea Comunii și a Consiliului Local. Și la anul să ne vedem cu bine. Domnul Arăsu Mogă. Partea Consiliului Local și a Primăriei Răduțești, aveți o titlă de excelență, un obiect și un chelă pe care doamnă, cu respect de asta. Domnul Cican cu doamna. Oh,
Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei.